Bună ziua, dragi prieteni! Iată-ne la o nouă emisiune. De data asta avem tot un subiect istoric, prilejuit probabil cea mai mare personalitate post-decembristă și nu numai a României, seniorul Corneliu Coposu. Facem această emisiune, așa după cum mulți dintre dumneavoastră știți, pe 20 mai a fost lansat la Teatrul Național testamentul politic al seniorului, găsit după 23 de ani. Avem și 9 zile. Și 9 zile. Scris în 94, noaptea dintre 23-24 mai, dacă am reținut eu 24-25 iulie. Corneliu Coposu urma să intre într-o operație dificilă, simțea că s-ar putea să fie ultima zi de viață și a scris un testament care s-a găsit mult mai târziu. L-a găsit domnul Ion Goian Rasim, care este președintele Fundației Corneliu Coposu. Avem alături de noi pe Adelina Liana Țintariu, cercetător istoric și care va duce greu acestei întâlniri. Cum ați găsit testamentul după atât de mult timp? Lumea se întreabă cum poți să găsești un testament după 23 de ani, cum de n-a știut nimeni de el atunci. Cum e structurat testamentul respectiv? Pentru că am văzut la prezentare că este în trei părți. Bună ziua, vă mulțumesc de invitație. Sunt onorat să mă aflu alături de dumneavoastră. E foarte simplu și foarte normal. Pe data de 3 august 2017, căutând niște documente scrise de seniori despre creștin-democrație, am dat de acest document. În paranteză vă spun că le căutam aceste documente pentru că Fundația Coposu pregătea un eveniment special la Bădăcin, în satul lui Iuliu Maniu, pe data de 27 august 2017. Și atunci, pregătind acest eveniment, vroiam să le transmit celor de acolo și câteva profesiuni de credință ale lui Corneliu Coposu despre ce a însemnat și cum a văzut el creștin-democrația și de ce a considerat-o înainte de 1989, pentru că și asta este important de spus. În 1987, după cum cred că marea majoritate știu, Corneliu Coposu a înscris Partidul Național Țărănesc în Internaționala Creștin-Democrată, înmânând, transmițând scrisoarea lui Jean-Pierre Daye, care era vicepreședintele internaționalei. Și căutând aceste documente, am deschis dosarul, l-am deschis și am dat direct de aceste pagini. Și în momentul în care am citit primul alineat, mi-am dat seama că mă aflu cu adevărat în fața unui document istoric. Pentru că chiar primul alineat l-ați citit, toată lumea l-a citit deja, suntem deja la 10 zile, 11 zile, nu? După. Și mi-am dat seama că mă aflu nu numai în fața unui document istoric, dar în fața unui document pentru viitor, din punctul meu de vedere, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care Corneliu Coposu le transmite generațiilor viitoare. Nu numai din cadrul partidului, dar și generațiilor viitoare, cele care, cum spunea el atât de frumos, trebuie să aibă ca 11-a poruncă reunirea românilor de peste tot și reunirea tuturor granițelor țării în această țară. Sigur, testamentul este structurat în trei, cum bine ați spus. Prima parte este practic o parte în care el vorbește de familia lui, le mulțumește părinților lui, mulțumește surorilor pentru ce au făcut și cum l-au îngrijit în perioadele foarte grele. Termină prima parte făcând legătura cu cea de-a doua, cu crezul lui, pe care, sincer să vă spun, eu am fost permanent impresionat de felul în care a iubit seniorul Coposu pe monarhia constituțională și pe majestatea sa, regele Mihai. Și după aceea urmează această, dacă vreți, a doua și a treia parte, unde este un cod etic, un cod politic, vorbește de anumite persoane în care el a crezut. Îi pare foarte rău că, datorită vârstei, el este conștient că nu va mai fi capabil să conducă această, dacă vreți, pregătire a tinerei generații din partid. Și, la sfârșit, este practic mesajul pentru viitor, în care el dă o lecție și, dacă vreți, din punctul meu de vedere, este cel mai important mesaj care a fost transmis
cuiva din România în ultimii 23 de ani. Eu tocmai de alt îl consider un document excepțional. Pentru că politica, cum spune el, trebuie să fie o activitate morală. Asta este un lucru extraordinar pe care la ora actuală cred că multă lume nu îl înțelege. De ce trebuie să fie o activitate morală? El tot timpul a vorbit despre adevăr. Nimeni nu are monopolul adevărului, dar în momentul în care noi vom fi capabili să transmitem adevărul, cred că asta este cel mai important lucru care nouă ne lipsește la ora actuală în politica românească. Să nu, el mergea pe ideea următoare. Dacă te uiți în ochii omului, indiferent că este de la țară sau că este academician, trebuie să ceea ce îi spui să și faci. Pentru că dacă nu faci așa cum erau generațiile noastre în perioada interbelică, imediat după Marea Unire, din păcate nu poți ajunge niciunde.